un nou an, încă o șansă să faci din canalul tău ceva super tare. Da? Sunt foarte convins că toți cei care urmăresc în acest moment videoclipul ăsta pot ajunge youtuberi atât de mari pe cât își doresc. Cum fac asta? Foarte multă lume pornește prost gândindu-se cum să facă mai mulți abonați, ceea ce este extrem de greșit. Trebuie să te gândești cum să-ți crești audiența în sine, nu numărul de abonați, și nu, numărul de abonați nu înseamnă același lucru cu audiența. Creșterea canalului în sine este un rezultat al creșterii audienței. Dacă doar te gândești să-ți crești canalul, vei sări de fapt peste foarte mulți pași importanți și până la urmă vei ajunge să constați că nu crești. În primul rând, puneți pe o listă ce obiective ai pentru acest an. Dacă nu știi ce obiective ai, cum vei ști că le-ai atins? Cum vei ști că ai ajuns acolo unde vrei tu cu adevărat? Dacă întrebi youtuberii începători, în momentul în care le spui ce vor să facă cu acel canal, vor spune că vor să crească numărul de vizualizări și numărul de abonați. Dacă treci însă peste acest moment, vei începe să te întrebi de ce doresc aceste vizualizări, de ce vreau acești abonați, de ce trag atât de tare pentru canalul acesta. Doar în momentul în care ți-e clar ce vrei să obții, care este scopul fi Final, abia atunci vei începe cu adevărat să faci totul ca să crești pe YouTube. Trebuie să te gândești pe cine vei vrea tu în comunitatea ta. Abia când te-ai făcut cât de cât o părere despre oamenii pe care vrei să-i atragi la tine în comunitate, poți să continui. De ce? Pentru că în felul acesta vei putea să faci tamnilor, titluri, videoclipuri în sine care sunt apreciate de acest gen de oameni. Este foarte important să înțelegi prototipul abonatului tău, omului pe care îl vrei în comunitatea ta. A treia lucru, reglează-ți așteptările în funcție de nișa pe care faci conținut. Adică, dacă faci pe o nișă mică, nu vei putea niciodată să ai milioane de vizualizări, milioane de abonați. De exemplu, pe nișa mea nu mă voi putea niciodată compara cu un gamer foarte mare de la noi din țară. Așa că, în momentul în care te apuci să faci un canal de YouTube, verifică înainte nișa uită te la canalele care deja există pe această nișă și vezi ele ce rezultate au și dacă rezultatele acestea te-ar satisface și pe tine. De asemenea, vezi dacă sunt comunități în jurul subiectului pe care urmează să-l abordezi, dacă există grupuri de Facebook, dacă există subredituri, dacă există site-uri despre subiectul respectiv. Dacă ele există și dacă vezi că există aceste comunități care sunt foarte atente la subiectele pe care urmează tu să le postezi, atunci da, ai o șansă să ai un canal foarte mare. Dacă este să ne uităm la nișele de gaming, da, poți avea o audiență foarte mare pentru clipurile tale în momentul în care faci un conținut legat de un anumit joc. Dar în același timp, concurența este foarte mare. Pentru că gândește că și alții fac despre același joc ca și tine. Și atunci te focalizezi pe jocuri mai puțin jucate de youtuberii mari și astfel poți să devii tu peștele cel mai mare dintr-o baltă decât să fii pește mic într-un ocean. Deci tot timpul trebuie să-ți reglezi așteptările în funcție de domeniul în care faci canalul respectiv sau să combine atât de original subiecte mai multe astfel încât să aduci audiență nouă pe nișa respectivă. 4. Următorul lucru pe care trebuie să-l faci în 2021 ca să ai succes pe YouTube este să găsești o metodă să postezi constant. Da, Toată lumea are probleme cu școala, cu munca, cu viața personală, cu prietenii. Vrem să ieșim în oraș, vrem să ne distrăm, vrem să urmărim subiectul nostru preferat la televizor. Toată lumea are astfel de probleme. Dar, dacă vrem să creștem pe YouTube, trebuie să găsim o metodă astfel încât să putem să înglobăm canalul de YouTube în viața noastră personală și să postăm constant pentru că algoritmul apreciază foarte mult în momentul în care postezi constant pe o perioadă lungă de timp. Să zicem că vrei să postezi un videoclip pe săptămână. Începi să analizezi ce trebuie să faci pentru acel videoclip. Să-l gândești, să faci căutarea de cuvinte chei, Încep să începi să-l filmezi, să-l editezi, nu știu, chiar să faci niște subtitrări și așa mai departe. Lucrurile acestea îți vor lua o perioadă de timp. Deci, fă timp pentru asta. De asemenea, gândește, există vreo șansă ca în momentul în care te așezi în fața camerei să filmezi mai multe videoclipuri deodată? Vei filma mai multe videoclipuri și vei avea puse deoparte câteva în momentul în care vei avea probleme, aici să pui pe YouTube și atunci rămâi constant în postări. Deci, dacă ai posibilitatea să filmezi mai multe clipuri deodată, fă-o. Următorul lucru care te va ajuta foarte mult să crești pe YouTube în 2021 este să cercetezi foarte bine subiectul înainte să postezi un clip. Deci nu facem clipuri doar de dragul de a le face. Verificăm subiectul respectiv. În momentul în care încep să verifici subiectul respectiv pe YouTube, să vezi cine a mai făcut, ce a mai făcut și așa mai departe, încep să spui problema titlului. Este foarte important pentru că în felul acesta vei vedea ce gen de titlu de fapt va căuta audiența ta. Deci în momentul în care tu începi să cauți subiectul respectiv pe YouTube, poți să faci legătura între ceea ce cauți tu și viitorul titlu al videoclipului tău. De asemenea, vei vedea ce concurență ai pe acel videoclip. Vei vedea ce thumbnail-uri folosesc aceștia. Vei vedea ce titluri folosesc aceștia. Vei vedea câți abonați au aceștia și câte vizualizări. Vei vedea dacă merită sau nu să faci videoclipuri pe acea temă vei vedea ce titluri folosești și dacă poți să folosești titluri cu cuvintele cheie respective. În momentul în care vezi concurența, știi care este nivelul și te gândești cum să faci videoclipuri cel puțin la același nivel ca acelea, astfel încât să poți să apari în căutări, să poți să apari în videoclipuri sugerate. Următorul lucru pe care trebuie să-l faci în 2021 este să înveți să citești datele statistice. Dacă ești YouTuber, trebuie obligatoriu să înveți să citești cum se comportă canalul tău de YouTube. Nu se poate altfel. Trebuie să înțelegi cum se comportă canalul tău, cum se comportă un videoclip singur. Toate astea trebuie făcute în timp. Deci nu trebuie să le știi pe toate imediat, dar trebuie să intri acolo și să începi să înveți astfel de lucruri. Un lucru la care tendem să te uiți din prima este la rata de click în raport cu afișările. Adică de câte ori ți-a arătat YouTube videoclipul altor oameni, de câte ori au dat click efectiv oamenii pe videoclipul tău. De asemenea, este foarte important să înțelegi de unde îți vin vizionările, care sunt sursele de vizionare la tine pe canal. Încă un lucru pe care trebuie să-l înțelegi foarte bine este ce tip de subiecte prind foarte bine la tine pe canal. La alea trebuie să fii atent. Să zicem că faci videoclipuri despre pere și despre mere. De fiecare dată, în mod constant, videoclipurile despre mere fac mai multe vizualizări decât cele despre pere. Ei, atunci ar trebui să te focalizezi pe videoclipurile despre mere și să faci constant mult mai multe videoclipuri despre mere decât despre pere. De asemenea, uite-te la lungimea videoclipurilor. Vezi dacă nu cumva, să zicem, videoclipurile de 6 minute se comportă mai bine decât videoclipurile de 8 minute și atunci ar trebui să te focalizezi să reduci timpul efectiv petrecut în fața camerei. Ideea este să înțelegi mult mai bine ce apreciază audiența ta și să-i dai cât mai mult în ceea ce apreciază această audiență. 8. Te-aș sfătui să te implici mai mult în comunitățile din jurul subiectului tău. În felul acesta vei vedea ce caută ei, ce apreciază ei, ce și-ar dori să vadă și încă nu găsesc. Pe lângă asta, implicându-te, vei deveni cunoscut în aceste comunități și asta te va ajuta să-ți crești brandul personal. 9. Folosește-te de orice unealtă îți stă la dispoziție. Folosește TubeBuddy, folosește MorningFan, folosește VidaIQ, folosește Ubersuggest, folosește Google Trends, orice îți stă la dispoziție. Nu rata șansa să te uiti la fiecare dintre ele și să iei lucrurile bune de la fiecare dintre acestea vei găsi câteva linkuri în descriere despre aceste lucruri. De asemenea, gândește unele sunt plătite, unele sunt gratuite, alege ce îți este ție necesar de acolo, dar folosește aceste unelte pentru că te vor ajuta în drumul tău spre succes în 2021. Și dacă vrei să vezi câte videoclipuri trebuie să postezi pentru a ajunge la succes pe YouTube statistic vorbind, ai un videoclip în partea stângă și ne găsim acolo.